copiii însă nu. Ei vor să rămână departe de haosul din România. Viața este cel mai important lucru, iar dreptul la viață ne este luat de cei pe care i-am votat să ne salveze. Spitalele sunt lagări, iar doctorii nu prea mai sunt. Cei puțini care au rămas aici sunt depășiți și muncesc inuman pentru ceva ce este atât de uman. Nu există român care să nu aibă o rudă care a murit într-un spital din România dintr-un alt motiv decât cel pentru care a ajuns acolo. În timp ce nu există legi clare care să ne apere familia, apar în permanență legi menite să-i apere pe hoții care ne conduc. Poți fura cât vrei dacă ești din partidul de la cârma țării, dar dacă nu ești, ai toate șansele să ajungi în spatele gratilor pentru ceva ce nu este obligatoriu să fii făcut. Acestea reprezintă doar câteva dintre aspectele negative pe care reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor le-au identificat și de la care au pornit creionarea programului de guvernare în 15 puncte. Sub deviza Reconstruim România, parlamentari și membri ai AUR au prezentat la DEVA în fața sutelor de deveni și hunedoreni planul pe care aceștia îl au pentru a pune umărul la ridicarea standardului de viață din țara noastră la nivelul mediu din Uniunea Europeană. Întâi de toate vrem lege și ordine. Lege, aceeași lege pentru toată lumea, să nu mai existe excepții, și o ordine, în primul rând, instituțională, pentru că este o debandadă totală în instituțiile statului, și apoi o ordine societală, după alte principii, după principiile sănătoase care marchează un făgaș al normalității. De asemenea, vrem prosperitate și unitate. Vrem prosperitate pentru toți românii. Noi nu suntem stânga, noi nu pretindem că împărțim sărăcia, nici nu încercăm să facem asta. Vrem să ridicăm pe toți românii la prosperitate. Pentru că sunt resurse, sunt soluții și oamenii din România chiar merită, prin calitățile lor, să beneficieze de tot ceea ce este mai bun și să aibă un context în care să se poată dezvolta și prospera. Și unitate între toți românii. În programul de guvernare al AUR se regăsesc câteva puncte importante, precum sănătatea, educația, românii demni în Europa și lume, proiecte precum reducerea taxării muncii și a companiilor, valorificarea în interesul românilor a resurselor naturale, asigurarea securității energetice și reindustrializarea României, oprirea declinului demografic, dar și eficientizarea administrativă, adică un guvern suplu și puternic și un parlament cu maximum 300 de parlamentari. De fiecare când vorbeam cu românii din afara granițelor de ce nu se întorc în țară, întrebându-i ei, îmi dădeau aproape invariabil aceleași două motive. Primul, fiscalitatea, sunt niște taxe atât de mari încât dacă se întorc și vor să-și deschidă o afacere, ANAF-ul îi sufocă, îi omoară și atunci nu se întorc. Și al doilea motiv, sănătatea atât de precară încât îmi spuneau, dacă ne întoarcem, ori murim cu zile în spitale, ori venim, plătim niște contribuții imense la Casa Națională de Asigurări, iar în schimbul acestor contribuții nu primim înapoi decât o asistență deplorabilă care nu ne ajută cu nimic. Și dacă ne îmbolnăvim, chiar dacă am plătit la stat atâția bani, ne ducem tot la privat ca să plătim alți bani. Și tocmai de aceea nu se întorc. Care sunt cauzele acestei stări deplorabile a sistemului de sănătate? Prima cauză, infrastructura, adică spitale, policlinice, dispensare. Ceea ce noi, AUR, vrem să facem printr-un program special pe care l-am numit programul Ana Aslan, nu vă spun ce somitate medicală a fost Ana Aslan, pe semne că știți, în cadrul acestui program Ana Aslan, cu fonduri europene vom construi în fiecare județ măcar un spital modern după ultimul răcnet al medicinei. Noi vă consultăm pentru că vă prețuim, pentru că vă respectăm și pentru că vrem să fiți partenerii noștri de guvernare. Am promis de la bun început că AUR nu se va alia decât cu românii și astăzi este un pas mai departe în această alianță.
AUR este în prezent atât în Parlament cât și în percepția opiniei publice din România, reliefată de cele mai recente sondaje de opinie, principala forță politică de opoziție din țara noastră. Acest statut obligă liderii formațiunii politice conduse de George Simion să abordeze însă mult mai pragmatic activitatea în plan politic și să-i convingă pe români în perspectiva alegerilor din 2024 că poate fi mai mult decât un partid de opoziție și că este pregătit chiar să guverneze România.